evident că puțin cam de vreme, nu? Să intrăm în pâine gravă. Dimineața mergeam mai degrabă la altceva. Dar să profităm de această ocazie, totuși pentru că vorbim despre Loba Antunes, este un moment privilegiat pentru mine, îl cunosc de vreo 40 de ani. El a fost de câteva ori în România, are un atașament real față de noi, față de latinitatea noastră. Și mie, după cum s-a scris aici, mi-a avut plăcere, mi-a avut marele privilegiu de a veni în Transilvania și în acel moment eu nu știam că era în timpul elaborării acestui roman, care este roman al greutății de exista, al dificultății de exista. Aceste pietre, de fapt, sunt marile semne de întrebare, marile dileme care sunt înăuntru nostru și care uneori se manifestă acut ca niște pietre interioare, alteori ne îngăduie să trăim mai ușor urmărândurile. Sunt scriitori care scriu cărți și sunt foarte puțini care au o operă, ca să supune ei. El face parte din categoria curor extrem de puțini, extrem de puțini scriitori europeni care lasă, se vede deja, în urma lui o operă, care este un fel de oglindă, nu doar a societății portugheze, care pe fundalul actor Romando Sane, și a istoriei datului 20 pentru noi în general. Pentru că acest roman pornește de la un episod extraordinar de dificil de asumat în sfârșitul perioadei coloniale a Portugalei, dar ajunge la problemele noastre, indiferent că e vorba de Europa sau de Africa, ține de talentul uitor al lui Loba Antunes, care ia un fapt dintre cele mai neînsemnate și te invită să găsești propria interioritate. Apoi, cred că nici un autor nu procedează ca el. Le spune de la bun început, în primele trei fraze, ce se va întâmpla. Un ofițer din armata portugheză, la sfârșitul războiului din Angola, unde în care portughezii s-au întors de fapt cu coada între picioare, aduce cu el acasă un copil negru pe care îl înfiază și care devine un portughez, face școală în Portugalia și așa mai departe. Și el ne spune de la bun început, acest copil îl va ucide tatăl după de 30 de ani, pentru că între timp s-a amintit sau a fost un proces de recuperare a memoriei și a dat seama că tocmai tatăl care îi fiase fusese autorul masacrelor în tribul lui african. Deci familia nativă fusese ucisă de această unitate militară condusă de tatăl său adoptiv. Deci suntem conjați în niște dileme uluitoare, în care nu le rezolvă lui Antunes. Romancier bun nu e de o soluție. Nu este un manual de morală, nu se le comportă în viață. Este o scriere care te incită la întrebări. De ce acel om care a fost la originea actor masacre în Africa îl lichează pe acest copil orfan și aproape de știe va fi ucis. Deci intrăm în teritoriul unei drame antice în care destinul se anunță de la bun început. Nu ne putem opune. Dar pe de altă parte, putem, n-avem voie să nu investigăm resursele și de bestialitate din fiecare om și de umanitate, de candoare, de tandrețe, din același personaj. Toate aceste personaje, 5 la număr, care sunt ca niște umbre, de fapt, extrag din viața noastră fiecare un episod în care putem fi și noi implicați. Dacă citim acest roman extrem de greu de citit și care are nevoie de un cititor talentat, nu este cititor mediocru pentru romanul lui Loba.
intri în această, în această propunere, în această cursă, devii, parcă îl însoțești pe acest militar în Africa și parcă îl însoțești în întrebările lui. Cum poate fi același om după tribă crud și tandră, după tribă lung și luminos? Ce, care sunt resorturile intime care fac ca omenirea să acționeze ilogic pe tuturor și se întâmplă o perioadă în care ilogicul și inexplicitul sunt parte mai, parte singurile explicații ale vremurilor pe care le trăi. Eu nu vreau să glosesc prea mult în asemenea roman, vă îndemn să-l citiți. Amințindu-vă că vă așteaptă o lectură dificilă, cum probabil n-ați mai avut parte nici măcar la, din romanul lui Hoffman, dar care este de natură să răscolească în cei care au curajul să intre în propria lor personalitate, să răscolească înviere negămite ale fiecăruia dintre noi. Mulțumesc!